Conștiința este într-o strânsă armonie cu conștiința, însă acestea nu sunt același lucru. De aceea vorbim despre neconștiință și conștiință. Bine ai venit în călătoria noastră spre înțelegerea subtilităților conștiinței și conștiinței umane. Haideți să explorăm această distinție fascinantă! Știai că conștiința se referă la cunoașterea intuitivă pe care o avem asupra propriei noastre existențe, la starea generală a ființei noastre. Iar conștiința se referă la gradul în care suntem conștienți de această stare. E timpul să pătrundem mai adânc. Conștiința devine conștientă de sine, pe măsură ce pătrundem în spațiul ființei noastre. Din punct de vedere științific, conștiința este asociată cu activitatea creierului, însă conștiința este cea care ne conectează cu sinele nostru autentic.